Ion Florescu este din Techirghiol. Săptămâna trecută a venit cu mama sa grav bolnavă la ambulatoriul de specialitate al Spitalului Județean de Urgență din Constanța. A vrut să-și lase inițial mașina în parcarea subterană din vecinătatea unității medicale. Însă, spune omul, nu a găsit un loc la un etaj unde să fie și rampă, astfel încât să poată coborî cu mama sa, care era în cărucior. Așa că a parcat în fața ambulatoriului pe un loc destinat persoanelor cu handicap, iar poliția locală a venit la fața locului. Când am intrat în cabinet, mi-a cerut cardul. Am venit la mașină să iau cardul, că l-aveam uitat în mașină. Când am venit la mașină, era cei de la poliția locală, îmi filmau mașina. I-a întrebat, domnule, ce s-a întâmplat de îmi filmați mașina și mi-a zis să mă legitimez. Le-am arătat buletinul, actele, tot și mi-a zis că îmi dă amendă. M-am dus și i-am adus-o de la doctor, am scos-o de la doctor din birou și i-am adus-o cu căruciorul să o vadă. Zice, pe mine nu mă interesează, zice, trebuia să ai certificat de handicap. Nu știa, mai susține Constanțeanul, că avea nevoie de o legitimație specială în parbriz, mai ales că starea fizică a mamei sale era vizibilă. Agenții l-au amendat cu 1000 de lei pe șofer, chiar dacă, dat fiind situația, ar fi putut să se rezume la un avertisment. Municipalitatea, în subordinea căreia funcționează poliția locală, spune că echipajul s-a deplasat la fața locului în urma unor sesizări, cum că mai mulți șoferi ar fi parcat neregulamentar în zonă. Persoana a fost sancționată cu amendă contravențională în cuantum de 1000 de lei, cu posibilitatea achitării a jumătate din minimul amenzii în 15 zile, respectiv 500 de lei. La momentul aplicării contravenției, persoana sancționată prezentă la autovehicul a declarat că nu deține card legitimație care să-i dea dreptul să utilizeze locul de parcare și a refuzat semnarea procesului verbal de sancțiune. Așa că documentul va ajunge la bărbat prin poștă. Omul s-ar fi așteptat la compasiune din partea polițiștilor locali. Când i-am prezentat-o pe mama în căruț, mă așteptam să dea dovadă înțelegere. Domne, am văzut-o pe mama în ce hal este, în ce situație este, vă dau un avertisment, cu a doua ocazie să nu se mai întâmple, vă duceți și vă scoateți adeverință sau certificat ce trebuie. Ion Florescu a susținut și că intenționează să atace amenda în instanță.